Aula din Corpul Istoric al Universității Ștefan cel Mare a găzduit festivitatea prilejuită de împlinirea a 29 de ani de la înființarea Universității Ștefan cel Mare Suceava. Evenimentul a debutat cu imnul instituției academice. Rectorul Universității, Valentin Popa, a prezentat realizările instituției academice din anul anterior. Poate cel mai semnificativ rezultat obținut anul trecut, și anume poziția a 10-a în topul universităților din România, un top internațional în care avem o poziție extrem de onorantă, poziția 142 între universitățile din Europa emergentă și Asia Centrală, poziția a 10-a între toate universitățile din România. Valentin Popa a anunțat că numărul locurilor bugetate a crescut constant în ultimii ani, la fel și bursele studenților. Din punctul de vedere al studenților, fondul de burse este impresionant. Anul trecut au fost acordate burse în valoare de peste 13 milioane de lei și trebuie să ne reamintim că acest fond, acum 3-4 ani de zile, abia trecea de 3 milioane. O cifră pe care puțin de dumneavoastră o cunosc, iată, 2700 de studenți, unii, se beneficiază de burse în universitatea noastră, dintr-un număr de ceva mai mic, de 8000 de studenți la învățământul cu frecvență, pentru că aproape 1000 de studenți sunt la învățământul la distanță. Deci 2700 de studenți care primesc burse în cea mai mare parte a lor, cuprinse între 600 de lei și 3500 de lei. Între altele, rectorul a spus că universitatea nu mai are credite bancare și nici probleme de finanțare. Rectorul a anunțat că urmează o nouă perioadă de dezvoltare a infrastructurii instituției academice. Valentin Popa a spus că în campusul 2 se vor ridica două construcții. Este vorba despre un cămin studențesc și o grădiniță. Înainte de a discuta despre finanțare, ar fi bine să vă mai dau o veste bună. Nu mai avem credite încă de anul 2017. Universitatea nu mai folosește nici linie de credit, nici credit de investiții, pentru că reușim să ne descurcăm cu banii proprii. Astăzi, o sumă importantă, folosită pentru cash flow, pentru fondul de rulament al proiectului, este asigurată din veniturile universității. În campusul 2, primele obiective se pare că vor fi o grădiniță pentru 4 grupe de preșcolari și un cămin studențesc de 810 locuri. Deja s-a fixat numărul de locuri pentru că proiectul a avansat, studențialitatea a avansat și avem deja o imagine, o idee despre cum va arăta căminul și câte locuri va arăta. Rectorul a anunțat și noi programe de studiu. Conducerea universității ar vrea să înființeze Facultatea de Psihologie. Într-o ordine oarecum cronologică în care vor apărea, iată, psihologia este un program deja autorizat să funcționeze prin decizie ARACES. Urmează să facem demersuri pentru introducerea acestui program în hotărârea de guvern, prima ediție a hotărârii de guvern din anul curent. Programul de asistență medicală generală, care este în faza finală de transmitere la ARACES în vederea primirii autorizării de funcționare. Media digitală, din nou un program aflat în fază finală pentru transmiterea spre autorizare. În anul universitar 2018-2019 s-au împlinit 55 de ani de învățământ superior la Suceava.